Încercați să nu vă folosiți mâinile și picioarele pentru treburile zilnice, cum ar fi apucatul unei porți sau pur și simplu mersul pe uliță. Și imaginați-vă că aceste lucruri, deși par o rutină, sunt o corvoadă zilnică de 67 de ani pentru Neagă. Bătrânul locuiește în satul Prahudanu din județul Vrancea. Singur își face mâncare, cât și cum poate. Singur se gospodărește și tot singur își mână calul. Cu toții îl știu prin sat, însă puțini i-au mai dat din când în când o mână de ajutor. El îi fără mâini, cum cal acolo, cum umblă și el. Să descurcă greu. Greu să descurcă, greu, greu. Da. Îl mai ajută lumea, îi mai dă vreo... Nu prea l-ajută, nu, și nici nu prea pretinde, să știți. El ce poate el face acolo. Am ajutat cu ce am putut. Să vă spun ele. Cu ce am putut, cu un lemn de foc, cu o scândură, cu un dulap, cu ce a trebuit lui pe acolo, așa, la construcții. Cu din zăpezire l-am ajutat de astea, nu a fost de baramar, el în situația în care se află. Nu cum poate vedeți noastră situație? Bărbatul are o pensie și un ajutor de handicap, bani pe care doar el știe cum îi drămuiește. Până nu de mult, ca să mai câștige un bănuț, muncea cu ziua prin sat, dar acum l-au cam lăsat puterile. Deși este infirm, are o inimă mare. Bătrânul a luat în grijă pe mătușa sa și pe fica acesteia, amândouă oarbe și surde. Bătrân a murit, iar bărbatul are grijă acum de nepoată. Milioane fără 200. Și vă descurcați cu banii ăștia? Te descurci, te descurci. Asta e treaba. Cu căruța, cu calul, cum? Mă duc de colea cu alea să iau o cățcă de pune. E ridicat. Nici nu aude, nici nu vede. Tot nu să aveți grijă. Da. Și nu se... V-ați gândit vreodată să cerșiți? Nu. Nu ne-a fost ușor. Nu. Când i-ai dat matale așa o... Un leu cu lanță bada prost, dar nu ca serșiez, nu cred. N-ați sau... Nu, eu mai degrab împușcat decât să serșe tot restul.